În fiecare an, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, dar numai la Facultatea de Management din cadrul acestei universități, o doamnă profesoară, o inimoasă doamnă profesoară, specialistă în limbi străine, în engleză, organizează pe ziua de 9 mai a fiecărui an, în ultimii 11 ani s-a întâmplat acest lucru, Ziua Europei. Dar într-un mod aparte, a organizat și Senatul a Facultății, după care, dar înainte, Consiliul Profesoral a aprobat al Facultății, ca anual acest eveniment să aibă loc la București. E vorba de o sesiune științifică cu o anumită tematică. Anul acesta am avut ca temă, au avut studenții ca temă, titlurile de premiu Nobel obținute de-a lungul secilor de ani de către personalități în toate domeniile vieții sociale. Ei, acest lucru a fost sau a avut voie fiecare facultate să participantă să stabilească o echipă sau două compuse din doi sau mai mulți studenți și să-și ia una din temele acestea, să-și ia un premiant Nobel și să-l descrie. Să-i descrie viața lui și activitatea. În limba engleză, bineînțeles. Totul numai în limba engleză. Toate evenimentele acestea au loc numai în limba engleză. Ca niciodată, în aula facultății au fost peste 150 de participanți. Au participat studenți de la Politehnică din București, studenți de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Cluj, Napoca, au fost studenți și de la Iași, au fost din Republica Moldova, am avut un reprezentant din Franța de data aceasta, iar echipa noastră de la Slatina, echipele noastre, au fost la două nivele. Una, o echipă foarte bună și alta, începătoare. Când de fiecare dată mergem și cu o echipă pentru prima dată. Echipa care a și câștigat premiul întâi a fost echipa noastră de la Slatina. Pardon. Anul trecut câștigaseră premiul 2. A impresionat prin mod de prezentare și prin discurs de înaltă ținută. Nu-i mai puțin adevărat că sunt studenți la noi provenind din licee de forță, Greceanu și Minulescu, premianți acolo. Sunt studenții care la noi au burse de merit. Sunt premianții anilor noștri. Și cei din anii mai mici, care au participat și au luat numai mențiune, și s-au putat la nivel înalt. Imaginați-vă că nu le-a fost ușor celor din București să ne dea nouă premiul întâi. Câți studenți au participat în la? În prima echipă s-a compus din 3 studenți, un băiat și 2 studente, 2 fete, și echipa a doua tot din 2 fete și un student, parcă așa a fost să fie, care au fost și ce efectiv. Ce au abordat? Ce premia Nobel a abordat? Cele două echipe? Da, au avut teme diferite. Știu. Au avut teme diferite fiecare. Eu care vorbesc mai puțin limba engleză corect, n-aș vrea să pronunț greșit numele... Robert. Emerson Lucas. Da. Robert Lucas Junior. Emerson. Right? Da. Așa au mers și au prezentat după aceea și postele în sală. Pentru noi este o activitate de înaltă ținută științifică. Anul trecut au avut altă tematică din rândul produselor obținute în județul Olșe. Au prezentat ceramica de vădastră și parcă cu jocul popular, cu jocul acela cu sut specific zonei, da, și atunci am luat premiul 2, dar
faptul că anul acesta am luat primul întâi arată că facultatea are studenții de înaltă ținută profesională și în domeniul științelor filologice, fiind totul în limba engleză. Unele, dacă le auziți din studenți, atât de frumos și cursiv vorbesc. Noi aici avem și filmații, eu am și înregistrat cu telefonul. Ei, mai înainte au mai avut loc evenimente, dar nu atât de punctuale. De fiecare dată, Universitatea de Știință Lumea și Medicină Veterinară din București și prin spațiile pe care le are la dispoziție, organizează diverse întâlniri internaționale. Cu aproape o lună de zile în urmă, într-o sâmbătă, s-a acordat premiul Dr. Honoris Causa unei personalități înalte din lumea mondială, unui domn director general de la FAO, pe timpul acela când aici bătea vântul și era o viscoltare așa, puternic. Acolo s-au acordat aceste titluri, am participat și noi, dar ca simpli invitații numai. Sunt evenimente care decurg de la sine acolo, noi suntem, vorba aceea, o filială a lor, dar am vrut să le arătăm că studenții noștri sunt cel puțin la fel de buni ca și studenții de la București. Facultățile cu prestigiu, cu tradiție. Și de la Iași sau de la Cluj au luat fiecare premiul 2 la lor cei din București și așa mai departe, dar noi am luat premiul 1 și nu am făcut nicio presiune. Vă imaginați, comisia a fost în totalitatea lor, numai că modul cum au prezentat studenții i-a impresionat și păi e adevărat că am făcut repetiție aici când ne-am pregătit ca să iasă ceva ca lumea și frumos. De asta, când să ne prezentăm filiala... Cât timp se pregătesc copiii pentru studenții pentru un astfel de eveniment? Nu s-au pregătit. Mai mult de 10 zile nu i-am pregătit. Nu. Tema a fost schimbată în ultimele 5 zile. Aveam o altă temă. Cu evenimentele petrecute proces tradiționale de la Iancu Jianu, dar s-a schimbat tema și din momentul când a schimbat-o, a fost impusă, o temă grea, am intrat pe internet, i-am găsit pe laureații premiului Nobel și am zis, domnule, zic, haideți să facem ceva ce n-ar prezenta ei și uite că chiar n-au prezentat, am fost mai... Și domnul Emerson, în ce a fost, pentru ce a primit premiul Nobel? Nu știu să vă spun, efectiv eu nu m-am ocupat de subiectul ăsta, nu eu i-am pregătit pe studenți, chiar nu știu și nu vreau să... Dar oricum, tematica a fost domeniul economic în primul rând. Premiații Nobel în domeniul economic, pentru că managementul și ingineria economică sunt științe economice și prima recomandare a fost să prezinte laureații al premiului Nobel din domeniul economic. Unii dintre ei au avut și alte activități conexe, dar ca activitate esențială, și sigur este așa, uitați-vă, da, of economic, deci în domeniul economic. Dar eu nu sunt nici economist, nu sunt în domeniul lor și nu intru ca să doresc să fac greșeli.